Centrul Universitar Pitești al Universității Politehnica București susține Serviciul Român de Informații în campania de recrutări. SRI caută specialiști IT, luptători antitero, ofițeri operativi și analiști. Sala de festivități a Centrului Universitar Pitești a devenit neîncăpătoare pentru studenții interesați care au putut afla cum să înceapă o carieră în SRI. Reprezentanții SRI au oferit detalii despre profilul unui angajat al instituției și procesul de selecție pentru încadrare. Candidații interesați să ocupe un post trebuie să îndeplinească condițiile de încadrare în Serviciul Român de Informații și să promoveze toate etapele specifice de selecție. În primul rând m-ar interesa, în cazul în care deja am terminat facultatea, bineînțeles, ar fi ok să mă duc pe un alt domeniu, pentru că deja sunt pe inginerie, am terminat ingineria și aș vrea să fac un pas către administrarea aceasta de informații. Chiar m-ar interesa foarte mult. Ceea ce mi-a captat mie atenția este partea de securitate a aeroporturilor. Studenților le-a fost prezentată tehnica aflată în dotarea structurilor de intervenție antiteroristă și pirotehnică și a misiunilor brigăzii antiteroriste. Viitorii specialiști au putut vedea drone, echipamente electronice până la sisteme informatice de ultimă generație. Campania de recrutare se adresează studenților și masteranzilor din cadrul Centrului Universitar Pitești al Universității Politehnica București.